Fiecare cetățean din Radomirești, Poiana și Călinești beneficiază de alimentare cu apă. Peste 1200 de oameni sunt deja branșați. Această investiție a fost realizată cu bani din bugetul local, iar în următoarea perioadă, primarul și-a propus să și construiască un bazin de 60 de metri cubi, întrucât vara este mai puțină apă. Deși în această localitate prețul apei este cel mai mic, doar de 2,5 lei, oamenii uită adesea să și plătească ce consumă. Ne aflăm la sistemul de alimentare cu apă înființat în anul 2012. Aveam în funcțiune undeva la 400 de branșamente de apă. Momentan, în satele Radomirești, Poiana și Călinești, pe fiecare stradă, cu bani din bugetul local, am reușit să introducem la fiecare cetățean alimentare cu apă. Avem undeva la 1200 de branșamente la apă în satul Călinești. Anul trecut am furat un puz la o adâncime de 120 de metri și ne dorim să construim un bazin de 60 de metri cubi. Avem într-adevăr nu numai noi și majoritatea localităților unde în perioada aceasta mai suferim de apă, mai ales pe perioada când ne-am creat condiții, mai avem o piscină, mai avem un gazon de udat, mai avem o vie sau o livadă. Asta e un lucru bucurător pentru noi cetățenii din localitate, că avem astăzi de posibilități. În schimb, trebuie să și înțelegem că în perioadele acestea de foc, apa este mai puțin și dacă la prețul de 2,5 ar mai trebui și plătită. Tot în localitate a fost construită și o piață agroalimentară la standarde europene, care a fost amenajată printr-un proiect prin GAL în valoare de 280.000 de lei. Este o piață agroalimentară modernă, avem inclusiv toalete, mese, tot ce înseamnă condiții proprii pentru comercianți. Avem inclusiv toalete și apă în permanență pentru comercianți. Avem și am obținut și mulțumim inclusiv autorizație la Direcția Sanitară Veterinară de Funcționare pentru această locație. În ceea ce privește asfaltarea, prin Ministerul Dezvoltării a fost alocată suma de 60 de miliarde de lei vechi pentru 7 km lungime pe 16 străzi. În ultimul proiect modernizare drumuri de interes local la care s-a făcut inclusiv recepția lucrărilor, am avut 7 km lungime pe 16 străzi, cu drumuri de acces inclusiv pe o lungime de 2 km șanțuri stânga-dreapta în funcție de străzile în pantă sau la străzi normale, cum alăturat este strada bisericii, arată nemaipomenit și nu numai strada bisericii, și celelalte străzi. Implementat acest proiect, repet, și finalizat până terminarea lucrărilor, inclusiv a recepției finale. De asemenea, printr-un proiect derulat pe Anghel Salini în satul Crăciunei, va fi implementat un proiect care presupune asfaltarea unor străzi, dar lucrările vor debuta după finalizarea sistemului de alimentare cu apă. Avem acum implementat pe acest program tot lăudat Anghel Salini în satul Crăciunei. Suntem în curs de proiectare la sistemul înființare sistem de alimentare cu apă pe o lungime de 12 km și avem tot prin Anghel Salini un nou proiect implementat pe drumuri de interes local, cuprinzând pe o lungime de 5 km și cuprinde undeva la aproximativ 12 străzi. Străzi care sunt axate pe satul Radomirești, Poiana și Călinești, întrucât în satul Crăciunei vor urma lucrările de înființare sistem de alimentare cu apă. Am considerat că după ce executăm acest proiect vom continua și cu toate că avem și acolo în primul proiect implementat până anul 2014 6 străzi asfaltate. Peste 1 miliard de lei vechi este și suma alocată pentru reabilitarea sediului primăriei, care a fost anvelopată pentru angajați, au fost amenajate garaje, toate cu bani din bugetul local. Pentru mai mult confort, fiecare birou a fost dotat cu mobilier modern, aer condiționat, toalete interioare funcționale, dar și sală de ședințe.